Persoanele care dețin permise de conducere fără termen de valabilitate vor fi obligate ca până în 2019 să și le schimbe. La fel, conducătorii auto care vor atinge vârsta de 65 de ani vor fi obligați să treacă un control medical, iar permisul va fi eliberat pe un termen de 5 ani și nu 10, cum este în prezent. Prevederele se regăsesc într-un proiect de hotărâre elaborat de Ministerul Tehnologiei, Informației și Comunicațiilor. În prezent există trei modele de permise de conducere. Primul model este cel stabilit încă în 1995, care nu are termen de valabilitate. Următoarele două modele au fost stabilite în 2008 și 2015. Au termen de valabilitate de 10 ani și se diferențiază doar prin unele elemente de securitate.